culoare, emoție și adrenalină. Pe toate le întâlniți din plin în spectacolele de circ. Dincolo însă de ceea ce văd și aplaudă spectatorii în arenă, artiștii de circ sunt niște oameni obișnuiți, dar animați de pasiunea pentru ceea ce fac și care îi ajută să depășească mai ușor greutățile pe care le presupune o astfel de profesie. Obișnuiți să nu stea nicăieri prea mult, pentru ei circul reprezintă o adevărată casă. E o viață destul de grea, pot spune, dar în același timp e și frumoasă, pentru că e grea, de ce spun asta, pentru că nu stai niciodată acasă decât iarna, 2-3 luni pe an, în rest mereu te plimbi din oraș în oraș, trebuie să împachetezi tot ce vedeți aici, cort, fiare, lumini, totul se împachetează, animale trebuie transportate, și nu le transporti de atât de ușor, să transporti niște cămile, niște lame. Din dorința de a fi mereu mai bun și de a-și surprinde publicul, artiștii caută mereu să inventeze noi numere atractive, care să impresioneze spectatorii și să-i facă să revină la spectacole. Este pentru prima dată când în România ajunge un astfel de număr, este vorba despre Globul Morții. Este o sferă foarte mare în care intră 3 motocicliști și se dau peste cap în toate direcțiile, încercând să nu se ciocnească, mergând cu o viteză de peste 100 de km la oră. Și acest număr este chiar senzațional, e vin din Brazilia. Și avem foarte multe animale, de asemenea 4 cămile, 4 lame, 4 zebre, 6 cai, foarte frumoși. Emoțiile artiștilor sunt cu atât mai mari cu cât publicul de circ este alcătuit din cei mai critici spectatori. Pe copii nu-i poți păcări, astfel încât totul trebuie să fie perfect pentru a le obține aplauzele. Ai mai fost la circ până acum? Da, și mi-a plăcut foarte mult. Ce ți-a plăcut cel mai mult? Acrobațiile și clownii. Unde ai mai fost la circ? Am mai fost la alte circuri, tot de aici, cu actorii asemănători, și am mai mers la cel mai faimos circ din lume. Cu cine ai venit azi de aici? Cu mamaie. Ai mai fost la circ până acum? Nu. Și ce te aștept să vezi astăzi aici? Cei doi pone și căluți. De ce ai venit astăzi aici? Pentru că îmi place circul. Ai mai fost la circ până acum? Da. Unde ai mai fost la circ? Tot aici. Și ce ai văzut atunci? Animale. Ce animale ai văzut? Zebre, elefanți, cămile. Unde suntem noi aici? La circ. Ce este circul? De ce o să vezi tu seara asta aici? Un spectacol. Ai mai fost la circ până acum? Nu. Ce te aștept să vezi în seara asta? Cămile.